Salutare prieteni, astăzi vă voi arăta cum se montează un MRL. E destul de simplu, în cazul în care vă faceți un upgrade la capacele față. De obicei aici mașinile care nu au MRL-uri au un capac fix și roțile față sunt umplate practic în permanență, se învârt în continuu, atât roțile învârt grupul cum ar veni. Și astfel pe șosea sau pe drumurile unde nu aveți nevoie de 4x4 aveți un consum în plus de carburant și să zicem o mică scădere de putere, pentru că practic învârți aiurea puntea față. Pentru asta s-a inventat MRL-ul. Ce face MRL-ul? Pur și simplu, din câte vedeți aici, aceasta este planetara. MRL-ul intră cumva așa, îl dai pe 4x2, adică este decuplat și în momentul acesta planetara se învârte în gol. Aici este un mecanism care permite planetarei să se învârtă în gol. Asta face MRL-ul. În momentul în care cuplezi 4x4, adică așa, în același timp se acționează și planetara și începe să transmită puterea la roți. Ok. Și acum vă voi arăta cum se montează corect, din punctul meu de vedere, un MRL. În primul rând, în MRL nu se pune niciodată vaselină. Maxim, dacă doriți, puneți puțin ulei. Da, o să pun puțin ulei. De-aia se și strică în principiu MRL-urile, pentru că multă lume pune vaselină în ele, se blochează, se amestecă cu apă și astfel se strică. Deci nu se pune niciodată vaselină în MRL. După care o să pun puțin silicon. Dacă aveți garnitură, puteți pune garnitură. Eu am avut și în momentul când le-am demontat s-a rupt. Puneți doar un firicel subțire pentru că suprafața este perfect plată și siliconul se va așeza exact unde este nevoie. Cam așa. După care poziționăm MRL-ul, nu are nicio poziție anume în care trebuie pus, doar îl băgați pe planetară și îl așezați pe găuri. Eu o să folosesc o pastă, orice pastă de blocaj, și punem pe fiecare șurub în parte. Puneți doar puțin pe vârf. MRL-urile de la AVM sunt foarte bune. Cam la același nivel aș putea spune că sunt cele de la iSIM sau poate mai bune, cele originale care vin pe Samurai. Însă sunt un pic mai greu de găsit și poate mai scumpe dacă le luați de noi. Dacă le luați cumva SH, sincer vă recomand să luați SH, chiar dacă nu găsiți iSIM nou, mergeți pe AVM nou și nu luați iSIM SH sau ceva, pentru că nu se știe în ce condiții au fost folosite. Mare atenție, nu uitați să mergeți cumva să cuplați doar o rată, fără să cuplați pe cealaltă, pentru că o să rupeți MRL-ul. Adică în momentul în care cuplați pe 4x4, este necesar să cuplați și pe partea cealaltă, să nu încercați să mergeți doar cu o rată cuplată, pentru că astfel o să rupeți MRL-ul. Și apropiem ușor, pe fiecare șurub în parte, aveți grijă să nu intre filetul, să luați filetul strâmb. Neapărat să puneți o șaibă Grover, să nu se slăbească, cu toate că am pus și pastă de blocaj. La mine uneori mai verific din când în când pentru că se mai slăbesc, nu știu exact cauza. Aici am un alt șurub și o să folosesc o tubulară de 13. După care strângem ușor. Eu o să setez filetanta la 100 de newton pentru început. Dacă nu aveți
cu ce să măsurați exact momentul de strângere, puteți strânge și la mână și cam așa trebuie să funcționeze. Da, merge foarte ușor, 4x2, 4x4. Și cam asta este un montaj corect al mereleului. Mare atenție, nu puneți vaselină în ele. Așa că spor la montat și drumul bun.